Pregătim un remediu pentru problemele scalpului. Acest remediu este pe bază de rozmarin și cuișoare și uleiuri. Ulei de măsline, ulei de ricin, ulei de shea, dar pe parcurs le vom amesteca. Să începem să facem remediul. Pentru început avem nevoie de crenguțe de rozmarin proaspăt. Dacă nu aveți proaspăt, puteți să folosiți și rozmarin luat din comerț. Rozmarinul are un efect bun asupra scalpului, îl încălzește și stimulează circulația scalpului, hidratează și întărește firul de păr, previne mâncărimile scalpului și inhibă formarea mătreții, reduce căderea părului și curăță delicat părul gras și scalpul problematic. Rozmarinul e un bun adjuvant în combaterea căderii părului, ajută la întărirea rădăcinii acestuia și, bineînțeles, stimulează alimentarea cu sânge a foliculilor, firului de păr și prin aceasta combate căderea părului și redă strălucirea și rezistența firului de păr. După ce am curățat rozmarinul, o să-l dăm puțin prin blenderul acesta. Dacă nu aveți râșniță, puteți să-l mărunțiți ori cu cuțitul sau cu mojarul și cu pistilul. După ce l-am mărunțit, se pune în acest borcan. După ce am terminat cu rozmarinul, o să punem cuișoarele în râșniță și o să le mărunțim și pe ele puțin. Cuișoarele ajută la stimularea creșterii părului, în compoziție eugenol, care hrănește foliculii și, bineînțeles, ajută la creșterea părului și încetinește albirea prematură a părului. Adăugăm și cuișoarele aici și le vom da puțin prin râșniță. Ele ajută la tratarea mătreții și combate dermatita scalpului. O să adăugăm cuișoarele peste rozmarin. Cuișoarele încetinesc căderea părului. O să adăugăm uleiul de măsline. În această rețetă se mai folosește și ulei de cocos. Dacă nu aveți ulei de cocos, puteți să adăugați puțin ulei de măsline în plus. Noi acum n-am avut ulei de cocos, dar am suplimentat ulei de măsline. Și în funcție de tipul dumneavoastră de păr sau de pH, puteți folosi uleiurile care vi se potrivesc cel mai bine. Informații suplimentare găsiți pe internet și vă puteți documenta personal. Noi acum, după ce am amestecat uleiul cu plantele, o să le punem la fiert în baie mare pentru 40 de minute la potrivit, pentru a se degaja proprietățile plantelor în ulei. Și apoi vom continua procesul mai departe. Amestecul nostru s-a terminat. O să-l strecurăm puțin. Miroase foarte frumos. Până se scurge tot uleiul, să punem și el la încălzit pe bain marin, în apă fierbinte. Untul de shea este o alternativă naturală pentru protecție împotriva încălzirii termice, împotriva razelor UV, mării și piscinelor. Are un grad de protecție solară între 3 și 6. Ajută la regenerarea vârfurilor despicate ale părului, te scapă de mătreață și ameliorează iritația scalpului. Mâncărimile, dermatita seboreică și astfel se obține un păr moale, hrănit și puternic. S-a topit untul de shea și vom adăuga aici peste amestecul nostru. Am vorbit puțin mai devreme despre beneficiile untului de shea.
După ce am adăugat untul de shea, vom adăuga ulei de sâmbur de struguri. Acesta este foarte bun pentru scalp, întărește firul de păr, conferă strălucire și hidratează, menține pielea scalpului hidratată, fermă și sănătoasă și, bineînțeles, ajută la combaterea mătreții și a dermatitei. Amestecăm bine, după ce am adăugat și uleiul de sâmbur de struguri, vom adăuga ulei de ricin, aproximativ 2 linguri. Este un acid gras care furnizează proteine și substanțe nutritive esențiale pentru îngrijirea părului. Are efect antiinflamator, combate mătreața, ajută la creșterea părului și conferă strălucire părului, întărește rădăcina și firul de păr și stopează căderea părului. Pentru a îmbunătăți calitatea acestui remediu, vom adăuga câteva picături de ulei esențial de lavandă, care este un bun antiinflamator și antiseptic. Ajută și el în tratamentul contra mătreții și chiar a alopeciei. Și mai mult, conferă strălucire foarte mare părului. Amestecăm toate ingredientele, punem într-un vas cu capac, în cazul nostru avem un borcan, punem la rece și apoi îl putem folosi. Se masează scalpul o dată de 2 ori pe săptămână, se lasă de seara până a doua zi să acționeze și apoi a doua zi puteți spăla părul. Miroase foarte bine. Să folosesc cu plăcere. După ce a stat la rece crema, o omogenizăm frumos. Undim de cu o perie sau chiar cu mâna, dacă nu avem perie, pe scalp și pe toată lungimea firului de păr. Lăsăm de seara până a doua zi să acționeze și a doua zi spălăm părul. Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul tău, pentru mijlocirea ta la prea bunul Dumnezeu.